Din luna martie, aproximativ 2000 de preșcolari din județul Constanța, care provin din familii cu posibilități financiare reduse, vor beneficia de tichete sociale prin programul Fiecare copil în grădiniță. De acest stimulent în valoare de 50 de lei lunar vor beneficia copiii între 3 și 6 ani, al căror venit pe membru de familie este sub 284 de lei pe lună. Din luna martie, familiile nevoiașe care au copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani vor primi tichete sociale. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocația pentru copii, bursele sau subvențiile agricole. Considerăm cu toții benefică această lege pentru că ea poate contribui activ la lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. În principal, legea permite autorităților publice locale alocarea sub forma tichetelor sociale a unor fonduri către categorii bine determinate de beneficiari. Copiii eligibili pentru acest program sunt identificați de asistenții sociali din primării pe baza unui dosar social. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, copiilor devenind automat eligibili. Suntem aici să prezentăm practic legea care are la bază proiectul Fiecare copil în grădiniță, legea 248/2015, lege care preia mecanismul central, respectiv tichetul social condiționat de prezența la grădiniță. Părinții foarte săraci, dacă își duc copiii zi de zi la grădiniță, primesc un tichet social în valoare de 50 de lei pe lună. Limita de venit este de 284 de lei pe membru de familie și limita de vârstă pentru copiii 3-6 ani. Câți copii ar urma să beneficieze de acest program la nivelul județului Constanța? Estimarea Ministerului Muncii ar fi că undeva în jur de 2000 de copii în județul Constanța, la nivel de țară 111.000. Tichetele sociale vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și sau rechizite. Adoptarea acestei legi vine după ce Asociația Ovidiu Ro a demonstrat că acolo unde a fost implementat un astfel de program, a crescut semnificativ numărul copiilor care merg la grădiniță și apoi la școală. Consider că acest program este benefic pentru părinți, pentru că va veni în sprijinul lor pentru a susține copiii în grădiniță. Cu siguranță că părinții vor fi stimulați și motivați pentru a-și trimite copiii la grădiniță. Tichetele vor fi distribuite din luna martie de primărie, iar banii necesari se asigură de la bugetul de stat. Potrivit Ministerului Muncii, la nivel național, de această măsură vor beneficia 111.000 de copii.